În Singapore, unde au fost înregistrate doar câteva zeci de decese de la începutul pandemiei și unde rata de vaccinare anticovid este una dintre cele mai mari, se pregătește să se redeschidă și este gata să devină prima țară care va trăi cu COVID-19, așa cum face cu alte boli. Experții medicali spun că este posibil ca anual să fie înregistrate sute de decese asociate cu virusul. Această abordare dă un exemplu altor țări care caută să iasă din carantină în timp ce încearcă să accelereze programele de imunizare. Nu se poate. Nu se poate, pentru că virusul ăsta e contagios, răspândește din om în om. Prin toate, mai ales în zonele aglomerate. Acolo e cel mai mare pericol. Deci trebuie anumite restricții, nu exagerate, că nu se port masca în parc, în aer liber, dar în spații închise, în spații aglomerate, pieții și așa mai departe, mijloace de transport în comun, trebuie neapărat protecție, altfel nu. Și ar trebui, bine că aici e pro și contra. Normal, eu cred că vaccinul ăsta ajută la ceva. Eu practic mi l-am făcut și cred că creează o anumită imunitate față de cei care nu fac. Deci, o ai anumită imunitate. S-ar putea vaccinul, toate ăștia, dacă nu, lumea nu vrea să facă, nu putem să-i oblige. Absolut, da. Bineînțeles că pentru aceasta vom proceda și fără să ne învețe ei. Acolo unde este cazul, vom purta mască și vom fi de fiecare dată atenți ca să nu mergem în grupuri în care să ne putem contamina. Experții preconizează că cele mai multe decese vor fi înregistrate în rândul persoanelor din grupa avansată de vârstă, care nu s-au vaccinat în ciuda faptului că sunt eligibile de mai bine de jumătate de an. În Singapore, 3/4 dintre locuitori sunt vaccinați, iar autoritățile au în vedere relaxarea unor restricții începând cu luna septembrie.